salut tuturor. Am făcut acest clip nu pentru a mă afirma sau chestii de genul. E legat de moartea celor moartea stupidă a celor doi sportivi eroi, aș putea spune, acestui sport, acestui prea frumos sport, culturismul. Rich Piana și Dallas McCarver. Rich Piana fiind un promotor în industria fitness-ului și a culturismului, Dallas McCarver la cei 26 de ani fiind unul dintre cei mai buni sportivi ai lumii. Ceea ce am vrut să spun e că toată lumea acum, majoritatea lumii, celor care nu pricep și concep ideea sportului de performanță, aruncă și pur și simplu își exprimă părerile lor josnice, dând vânea doar și doar și doar pe anabolizante. Măi, fraților, măi, oameni buni, dacă nu știți ce înseamnă sportul de performanță, sacrificiile și tot ce ține de acest vis, ar fi foarte bine să măcar să vă mențineți părerile voastre, să nu mânjiți viața unor sportivi. Că cel mai bun lucru ar fi să trăim acest prezent ca și când ar fi o ultimă zi din viața noastră, să ne bucurăm de tot ce ne confară, de sentimente, de trăiri emoționale și să ținem cont de sănătate, să rugăm la Dumnezeu, că Dumnezeu este tot. Doresc un weekend minunat și să țineți cont foarte mult de zilele ce vă aparțin, să vă bucurați de viață și să vă antrenați din plin să reușim. Doamne ajută!